Iată-ne la zilele municipiului Roman, un prilej de bucurie acum după 2 ani în care am fost supuși unor restricții, acum putem să ne bucurăm de zile cu adevărat deschise. Iată, romașcanii vor avea ocazia să participe la spectacole, la să beneficieze de servicii, de un mic și o bere, cum zice românul, să ne bucurăm și să ne distrăm. Sperăm ca această perioadă să țină și vremea să țină cu noi și cu toții să ne putem relaxa în mijlocul orașului și cu romașcani. Am alături de mine câțiva invitați speciali, domnul deputat Laurențiu Leoreanu, domnul primar de Piatra Neamț Andrei Carabelea, domnul președinte George Lazăr, care, iată, se bucură alături de romașcani și, sigur, vor vrea să spună câteva cuvinte, să transmită un mesaj de zilele orașului Roma. Domnul ministru, secretar de stat la Ministerul Energiei. Mulțumesc, domnul de invitație. Eu, ca să fiu sincer, o să stau puțin, o să fug repede să o iau pe fata cea mare, să o aduc, pentru că de după 2 ani mă întreabă, dar din mijlocul orașului se întâmplau niște lucruri, nu știa fata exact de zilele orașului, dar știa că e o sărbătoare în luna mai. Și anul ăsta chiar e o bucurie că primăria Romanului a reînceput această tradiție, pentru că am avut 2 ani de COVID, 2 ani de pandemie, 2 ani în care am fost restricționați în viața publică, în viața socială. Îl felicit pe domnul primar, îl felicit pe Leo, pe prietenul meu, pentru organizare. Arată mai bine decât acum 2 ani, adică se văd îmbunătățiri tot ceea ce înseamnă organizare. Înțeleg că mâine seară nu va fi concert Bănică Junior, ceea ce e o premieră, dacă nu mă înșel, pentru municipiul Roman, artist de top și organizare foarte bună. Urez tuturor romașcanilor zile cât mai frumoase, zile de distracție și toate cele bune. Bună seara, în primul rând, la mulți ani tuturor romașcanilor. Mă bucur și mulțumesc mult pentru invitație venită din partea domnului primar. Sunt foarte bucuros să particip în această seară la deschiderea festivităților cu ocazia zilelor municipiului Roman. Urez vreme bună și voie bună tuturor romașcanilor și petrecere frumoasă și la mulți ani cu Roman. Bună seara, vă spun și eu, mă bucur că suntem împreună aici în echipa noastră de suflet administrativ-politică, dar și în marea familie romașcană. Vă salut și transmit gândul cel bun. Vreau să-i spun domnului primar că apreciez în acest an o organizare mult mai bună ca în perioadele precedente, chiar la nivelul de servire publică, cu câteva excepții. Sunt câteva, vreo 2 excepții unde sunt vreo 2 chestii. Nu-i vina dumneavoastră aici cu modul de reprezentare, că pe urmă băștinașii noștri se supără că nu sunt. Aveți particularități la România. Așa este, așa este. De care trebuie să ținem cont. Trebuie să ținem cont, da, da. Dar, în general, se vede o notă mult mai ridicată din punct de vedere calitativ. Vreau să urez și la mulți ani tuturor romașcanilor, să felicit la administrația publică locală, pe domnul primar, echipa din evenimente speciale din cadrul primăriei municipiului Roman, care s-a implicat și iată, asigur, o organizare foarte frumoasă, dar și civilizată, o igienă și un mod de a sărbători destul de elegant, dar și decent în același timp, ca să nu exacerbăm anumite lucruri, într-o perioadă nu foarte simplă, dar totuși viața trebuie trăită, pentru că ea trece și pe urmă să n-avem regret. Așa încât, la mulți ani tuturor, haideți să ne bucurăm. De mâine seară încep spectacole, vor fi spectacole de top, de la Bănică, Alesis,
Surucianu, adică ce vorbim? Anul ăsta chiar e o reprezentare de top, pentru că romașcanii merită și totul pentru ei. Felicitări, domnule primar, mulțumim, domnule ministru, mulțumim, domnule primar a municipiului Piatra Neamț. Dragi romașcani, simțiți-vă bine, sunteți acasă la dumneavoastră la mulți ani. Și eu mulțumesc că sunteți alături de mine și de romașcani. Cu drag, totdeauna.